Deschisusa, bună dimineața. Cafeluța pregătită, cana cu inorogi. Mai este pe undeva castel cu inorogi, dar la imparagină. Noi avem cafeluță cu inorogi. Bună dimineața și bine v-am găsit în această zi cu totul specială, dar să sperăm că nu cu ghinion, marți, 13 și 3 ceasuri rele. Dar oricum noi suntem obișnuiți să traversăm zile de astea. Pentru noi fiecare zi are ba ceasuri rele, bai de 13, că așa se întâmplă la noi în țară. Dar nu ne lăsăm. Faptul că ați intrat aici pe canal, deja vă face moralul să palpite. Moralul s-a ridicat, optimismul a crescut. Toate bune? A? Friguț? Nu prea. Deși se zice că de mâine vine un frig. De mâine vine un frig polar, un vortex polar. Asta ne mai lipsea, că în rest le avem pe toate în case căldură tropicală. La bucureșteni curge apa caldă pe orice robinet ai pune mâna, așa că toate sunt bune. Ne mai ajută pe noi un vortex polar, ca să folosesc o vorba de-a lui soacră mea, care pe canicul, atunci când a ieșit, a zis că pe ea nu interesează, că o lasă rece canicula, să o parafrazez, pe noi vortexul polar ne încălzește. Și în PSD un pic de vortex polar, se fac listele pentru Parlament, upa, nu știm cine va mai fi din vechea gardă pe acolo. Bădălău s-a retras din politică. Giurgiuveanu, șeful Giurgiului de 30 de ani, mare baron, s-a retras din politică. Era cât pe ce să-l felicit. Dar unde s-a retras omul? La Curtea de Conturi. Acum, de ce să nu stai pe un salar de câteva mii de euro pe lună și să nu faci nimic? De ce să fii acolo în față, în politică, și să te înjure toți? Mai bine te duci la Curtea de Conturi, nu faci nimic, dar leafa vine. Doamna Dăncilă a zis că își pregătește revenirea în politică, dar ăștia din PSD au tras-o pe linie moarte, dar ea nu știe. Poate își face un partid. Dacă își face doamna Dăncilă un partid, eu o votez. Doamna Firea deschide listele Senatului. Păi se putea, de când are freză nouă, să nu deschide listele Senatului și de acolo, de la înălțimea pupitrului din Senat, să înfiereze tot ce înseamnă Nicu Șordan. Nicolicea nu se mai regăsește pe liste. Nicolicea și nici Iordache. Cei doi autori ai masacrului asupra legilor justiției nu se mai găsesc. Nici Iordache, nici Nicolicea. În schimb se află senatorul sau deputatul Nicolae, Șerban Nicolae. Din trei, măcar unul a rămas să ducă mai departe standardul antijustiție. O să vedem, o să vedem ce se întâmplă cu alegerile. Până una alta, dacă e șef, dacă ai ajuns undeva șef, nu se atinge nimeni de tine. Păi, numai trei cazuri. Șef la... serviciul ăla de spălare a banilor cu diplomă falsificată de BAC. A stat acolo bine mersi, ba a mai ajuns să conducă și doctorate. Șeful grupului de comunicare strategică, da? Fără licență. Și șeful de la permise din Iași, prins beat la volan. Și că lumea zice că nu-i chiar așa, că nu era beat, a consumat o băutură despre care el nu știa că mai conține și alcool. Hai, las-o încolo. Eu beau 100 de vodcă și zic, bă, dar asta e cu alcool? Și după ce mai beau încă 200, zic, da, eu sunt cu mașina. Dar poate n-are alcool. Vedeți, dacă ai ajuns șef, nu te mai interesează nimic, nici de studii, nici de lege. Hoție. Asta se întâmplă. Carte multe nu se cere, prost să fii, să ai putere. Și așa ajungi în funcțiile cele mai importante ale statului. Că mai sunt și hoți ăștia, mai mărunței, mai găinari, dar pe ăștia îi scoate în față și presa. De exemplu, o dronă trimisă să supravegheze lucrările șantierului drumului expres care va lega Piteștiul de Craiova a surprins hoți furând materiale de pe respectivul șantier. În primul și în primul rând, n-avem noi încredere în oamenii care ne construiesc drumurile. Trebuie să le trimitem dita mai drona ca să-i supravegheze? Se vede că nu erau la muncă. N-or fost nici ieri, n-or fi fost de vreo lună. Șantierul-i pornit, dar nu se lucrează nimic. Și atunci hoții ce să facă? Se duc și ei și mai văd acolo ce se poate lua. Un pic de bordură, poate niște unelte. Ce m-a frapat, hoții erau cu o căruță. Niște amărâți furau de acolo niște obiecte. Nu știu ce-or fi făcut cu ele. Probabil își consolidau casa și așa amărâtă. Ce hoți! De pe un drum expres ce poți să furi? Mai nimic.
Deci, neîncredere dublată de hoție. Asta se întâmplă la noi. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Americanii ne-au promis. Bă, americanii ăștia ne promit de vreo... din 40... de vreo 70 de ani. Ne tot promit marea cu sarea. Și noi numai le cumpărăm armament. Noi dăm miliarde de dolari să luăm rachete, puști, praf de pușcă, prăști de la ei și da. Ne promit acum americanii o autostradă, ce autostradă? Un colos care să pornească de la polonești, din portul Gdansk, gândiți-vă, de acolo de sus, din portul Gdansk, și atâta să meargă de bine autostrada încât să se oprească, trecând prin România, un pic în vestul țării, direct în portul Constanța. Utopic? Nu. Realizabil. Ori mai zis ei că ne salvează. De ori stați săraci ai noștri pe munți câte 20-25 de ani, până ori împușcat, ori murit ei. Acum o să stăm așa cu ochii la geam, să vedem când sosește autostrada la noi. Că dacă au zis americanii, musai să se întâmple asta. Donald Trump a zis că își donează 3 sferturi din zidul ăla făcut la granița cu Mexic, numai și numai ca din materialul ăla să facă autostradă. Deci românii iară sunt acoperiți. Nu trebuie să facă nimic. Păi dacă au zis americanii că vin, păi ne băgăm noi cu lucrurile noastre, să le stricăm lor autostrada. Dacă noi pornim autostrada dintr-un colț și nu se intersectează cu autostrada americanilor, nu, să ne vedem de ale noastre, de găinările noastre. Noi cu căruța. Noi cu căruța vedem pe lângă. Vă dați seama, dacă la un drum expres se poate fura, ce s-o să se fure la autostrada aia Gdansk, nu știu dacă ajunge pe la Constanța. O să se ciordească și de acolo câte ceva. Deci ai noștri o să stea liniștiți că ne-au promis americanii autostradă. Noi numai trebuie să, dacă auzim așa un vâjuit, nu-i vortex polar, înseamnă că au pornit ăștia betonierele, au pornit mașinile de făcut asfalt și se îndreaptă spre România. Da. Deci americanii ne fac autostradă. De capul meu. Bă, și noi punem botul ca și alea cu 80 de miliarde. Ce s-o ales de banii aia? Noi o numărat încă Iohannis, se stă în poșete pe acolo, până șpaiți pe la dânsul, pe la casele din Sibiu. Hai să fim serioși. Am primit atâtea zeci de miliarde de euro. Să vedeți ce. Ori trecut 2 luni, 3 luni și nimic. În timp ce ne numărăm betejii de aici din sistemul medical. Nu. Mai bine luăm o cafeluță, deși nu-i prea bine, că a fost aseară la Zăzu, la Prelipceanu. Și Prelipceanu ăla de la Digi, el nu știu, e inginer. După figură n-are cum să fie filolog. Inginer acum o trecut pe bretele, pe model Larry King. Prima dată a fost tucă cu bretelele, acum tucă e la sacou, la postul ăla Alfa și Omega, sau cum îi zice, Alef, al lui Mediafax, al lui Sârbu. Eu aș lua și Prelipceanu bretele, face pe Larry King de Digi TV. Și era aseară domnul neurochirurg Vlad Ciura. Bă, la 80 de ani se ține bine. Se vede că știe cu ce funcționează capul. Și domnul Ciura a zis că e bună ea cafeaua. Și când ai o tensiune, când te simți obosit, e bună o cafeluță, dar, zice, vorba lui Băsescu. Vorba lui Băsescu e mai bun un whisky mic. Deci că whisky-ul mic e vasodilatator și atunci când ai un gând, când ești obosit de peste zi, să spui un piculeț de whisky, vedeți că toate medicamentele scumpe. Și dacă te duci în farmacie, nu-ți dă compensat. Îți iei tu medicamente, de câți bani ai. Vedeți? Și tratamentele astea alternative, cum ar fi whisky-ul. Păi nu putut să zică o pălincuță de prune. Nu, că făcea reclamă la un produs românesc. Whisky. Ca să avem un pic de vasodilatație, bem whisky. A pe ăsta, nu ne-l dau pe rețetă. Nu ne-l dau un pic compensat. Trebuie să plătim, vedeți? Vorba filmului lui Sergiu Nicolescu. Totul se plătește. Dar pe și cafeaua e bun, mai ales dimineața la ora asta, doar nu am apucat să bem whisky. Sau sunt printre voi care scrieți la comentarii, să n-audă toată lumea. Scrieți la comentarii, chiar dimineața luați o cinzeacă de whisky și după aia vă vasodilatați și merge bine, ha? Că atunci ar trebui așa, să înceapă americanii un derap de autostradă și să o îmbibăm cu whisky, să se vasodilateze. Să înceapă de la Gdansk, o îmbibăm cu whisky, cu pălincă, cu așa, și să vină până în portul Constanța. Nu mă minciu. Dai marți 13 cu ceasul rele. Ce să aștepți de la ziua asta? Eu nu mai aștept nimic. Deja m-am întâlnit cu voi.
Mi se pare un lucru extraordinar. Mulțumesc de abonare și vă aștept la comentarii. Să discutăm și subiectele zilei de mâine. O zi superbă!